Salutare, dragi prieteni, sau bună ziua, dragi tovarăși, așa ar trebui să vă salut acum. Suntem la Scornice și acesta este privorul casei în care s-a născut Nicolae Ceaușescu. În cele două camere și o tindă din spatele meu au trăit 9 copii și 2 părinți. Întreaga familia lui Nicolae Ceaușescu și-a desfășurat viața aici și acum 6 luni a murit și ultimul dintre frații lui Nicolae Ceaușescu, după cum ne povestea doamna care are grijă ca vizitatorii să poată intra și să vadă această casă. Din fericire am găsit-o deschisă, este undeva în mijlocul actualului oraș Scornicești, pe vremuri acesta era sat, în cele două camere, dacă putem să mergem să și filmăm înăuntru. Au locuit, cum v-am spus, toți copiii familiei Ceaușescu. Aici a trăit până la vârsta de 11 ani Nicolae Ceaușescu și a trăit copilăria aici. După care a plecat în București și s-a angajat ca ucenic de cismar. Această casă a văzut nume mari. L-a văzut pe Charles de Gaulle, al Franței, l-a văzut pe Todor Zhivkov, al Bulgariei. Președintele comunist al Bulgariei era un prieten al lui Nicolae Ceaușescu, pentru că avea și el origini românești. A fost de câteva ori aici la Scornicești. Localitățile celor doi, Scorniceștiul lui Ceaușescu și Praveț din Bulgaria lui Todor Zhivkov, au fost înfrățite. Se spune că chiar s-au luat cândva la întrecere și au făcut un concurs care dintre ei să-și transforme primul satul în oraș. A câștigat președintele Bulgariei cu 5 ani înaintea lui Nicolae Ceaușescu. După cei 5 ani și Scorniceștiul primește rang de oraș, devine oraș. Într-adevăr ne-am plimbat mult prin el, este foarte lung. Nu știm ca densitatea populației cât este de mare, dar până am ajuns la casa lui Nicolae Ceaușescu, am trecut printr-un oraș imens, cel puțin așa părea. Nu există taxă de intrare aici la Casa Memorială, așa că puteți veni oricând. Doamna care se îngrijește de această casă ne-a spus că ea a avut grijă de nepotul Nicolae Ceaușescu și așa a rămas și să îngrijească casa. Vă salut de aici, de la Scornicești. Pa, pa!